Morning Glory, Morning Glory, rupe fâșul muncitorii. După principiul prost, prost, dar hotărât, suntem din nou live, încercăm să distrugem ProTV-ul din interior și în formulă integrală. Răzvan Exarcu și Sergiu Floroaia sunt în revistă la zicele, Morning Glory, cele mai importante replici în yeah. Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca Chiori. Bună dimineața! Bunjurică! Bunjurică, Lavinia, bunjurică, Mihai! Ați meseria de radio, de crainic de radio, nu? Mergem sau nu mai stăm, Mihai? Unde să stăm? Păi asta e replica, mă! Una din replicile de, de tată. Da. Tu ai scăpat vreodată ceva pe jos? Nu. Ești jos, că m-am uitat eu. Ești jos, că sus m-am uitat eu. Sus m-am uitat eu, da, da, scuze. Nu e așa, nu e așa. Cum e? Nu e. A căzut jos, că sus nu poate să stea și la mijloc n-are nicio șansă. E, iată că există variații pe fiecare temă. Dar bineînțeles, sunt și momente când mâncăm ceva care ne agită și spunem, nu? Tatăl scapă o... cum se numește? Eructație. Așa se numește? Da, 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 da. Râgăitura așa se numește, eructație. Și ce zice în momentul ăla? Și zice, am vrut să fac ca privighetoarea, dar mi-a ieșit ca porcul. Explorăm împreună aici la Morning Glory, la Rock FM, câteva replici fundamentale de tată. În sensul că cine om seara să fie și dimineața. Sunt câteva probe din astea de înțelepciune populară, da, da, de șmecherie, umor fin, chiar și de instalator. Când făceam eu asta, tu te încălțai cu fesul, Sergiu, ca să nu zic că te certai cu rațele pe dude. Asta e și avantajul vârstei. De obicei există un avantaj de vârstă. Hai să trecem un pic până alea clasice ca să înțeleagă lumea exact care sunt. Sunt alea când întrebi tu cât e ceasul și îți răspunde cât a fost și ieri pe vremea asta. Așa, no, în primul rând, da, că ți arată. Dar că... nu se oprește aici. Adică există și aici mai multe răspunsuri, da? Cât e ceasul, mai... uite cam atâta, știi? Depinde cât aveai ceasul. Aia este, da, ceasul fundamental, de aici plecăm. Da. Sunt, cum ai zis și tu, mergem sau nu mai stăm, din alea clasice. Iar la aia cu dă-te în fața televizorului că nu ai mâncat sticlă, da, mai există și ai neamuri la fabrica de sticlă. Da. Da, da, da. Și când te lasă cu mașina undeva, zice gata, până aici ați plătit, da, și râdem, da, că dacă nu râdem, dragi, ne găsește. Da, da. Sau când ajungi la mașină în parcare, pasta, da, știi, cu hai să luăm pasta până o găsim pe noastră. Așa, da, știi? Da, da. E foarte bună. Când nu îți place școala, ia o bucată de slănină să ungi școala, că poate o mănâncă câinii. Una pe care o uzi un pic mai rar e aia cu ușor cu pianul că se varsă clapele. Știi? Când cari ceva. Uite, da, da, ușor, da, cu pianul că se varsă clapele. Ai grijă. Da, uite, mai era varianta ai rude la Turda, că acolo era fabrică de sticlă. Așa, și da, la Buzău a fost fabrică am de sticlă. Am auzit cu multe, da. Mă mănâncă degetul, mănâncă și tu pe el. ca să nu zic de alte exemple, că sunt și alte. Da. Că depinde de ce te mănâncă. Așa, când te plictiseai, iată de fund și sari în sus. Da, clasic. E foarte important. Una tot așa mai rară, când ai musafiri care nu mai pleacă, hai să dormim că oamenii ăștia ar merge acasă. Da, da, da. Sau hai să mergem că s-a furat cam mult. Da. Puțină muncă n-a făcut rău nimănui și să nu văd noaptea dacă te mint. Apropo de asta, da, și de dormit, știi, când îl prinzi ațipind. Da. Ce faci, dormi? Nu fac economie de vedere. Vii parcă te-ai duce. Vii parcă te-ai duce, da. Asta e foarte important. Și tu ești bun de trimis după moarte, că vii foarte încet. Da. Și mai este încă una care pe care am auzit-o de o grămadă de ori. Zici, mă doare dacă apăs aici. Păi nu mai apăsa. Bineînțeles, neuitatul, celebrul, închide ușa, ai casa în pantă. Absolut, da, da. Și
Merge televizorul, nu merge că n-are picioare. Da, da, e importantă și asta. Sau când e cineva care stă deja de ceva vreme la baie, întrebi, nu? Ce faci? Ai căzut în toaletă, ca să zicem așa. Și celebrul te miști ca ochiul mortului. Cu varianta te agiți pe așa, ca într-o căldare, dar sub varianta așa. Când făceam eu asta, tu alergai în picioare pe supat, că și asta e foarte important. E... Și închide gura că faci curent. Și pentru ProTV, nu-i așa, iar au pus ăștia publicitatea în timpul emisiunii, nu, emisiunea în timpul publicității, așa era, nu? Da, așa era. Și noroc să avem și că sănătoși erau și ăia de pe Titanic. Și vă mulțumim foarte mult. Și vă îndemnăm să ascultați în continuare Morning Glory, pentru că mai adunăm și de la voi. Da, scuze, da. Ați eludat, ca să spun așa, ceva extraordinar de important. Te rog. A dat cu ceva în fasole, asta n-am auzit. Ah, da. Eu m-am retras puțin din discuție pentru că n-ați zis nimic de ce spun mamele, așa că... Da, da, și Lavinia este supărată pentru că practic ați băgat doar tații la mijloc și nu... Și... Păi și ce spun mamele Lavinia? Ele sunt mai delicate. Și? Nu. Da, ce vezi de treaba ta, că e mult mai bine și bunicul meu a trăit până la 105 ani. De ce? Pentru că și-a văzut de treaba lui. Deci... Până la urmă... Da, bineînțeles, dar mamele te mai încurajează din când în când și spun ce ești tu, bărbat sau călic de rufe. Există și varianta asta. Și asta e adevărat. Și ce, mamă, nu mai glumești și eu, dar o spui de sub pat, după ce ai fugit repede, ca să nu te ajungă cu mătura. Bine, bine. Mulțumim, domnule, foarte mult. Mulțumim foarte mult și vă pupăm dulce pe ceacre. Weekend minunat. Pa, așa. Mulțumim foarte mult Pro TV. Uite că s-a lăsat distus din nou din interior și asta ne bucură, pentru că uite, se face cârpă așa când ne vede. Și e... Apropo de asta, mai știi când schimbai când schimbai postul? Sau când voia să schimbi? Da. De ce ai schimbat prostul? Așa se zicea. De ce ai schimbat prostul, da. Nu, era acolo. Vezi că ai treabă și eu te rețin. Da. Poate ai treabă și eu te rețin. Poate, da. Poate ai treabă și eu te rețin. Da. Și mai este încă unul care ne place foarte mult. Lucrurile pe care tu le înveți acum, eu am început deja să le uit. Oh, da. Întotdeauna trebuie să fie puțină superioritate, pentru că altfel degeaba înveți ceva pe cineva dacă nu dai cu el de pământ înainte să înțeleagă cine este dogul german din încăpere. Pe același principiu, când făceam eu asta, tu umblai în picioare pe sub masă. Da. Pe sub pat, pe sub masă, da. Sunt... Da. 0729001122. Dacă nu ne trimiteți din asta, vă dăm una de vă aud câinii din Giurgiu. Da. E important. E important. Mai avem și decât sărac și bolnav, mai bine bogat și sănătos. Corect, da. Întotdeauna. Da, și când ziceai când erai mic, fac pipi pe mine, zic că, păi, ce vrei să faci pe mine? Corect. Îți dau una de auzi câinii din Giurgiu, scuze. Da. Da. Dau mitraliera jos din pod. Și asta... Bine, eu știam cu militaria. Militaria. Tradiționalul brăilean ți-e cald cu dinții în gură. Put the hand and wake up. This is Morning Glory at Rock FM. Morning Glory, Morning Glory, de vede sunt roșiorii. Hai că mă mănâncă palma și e mai bine să limpezim lucrurile astea. Vorbim despre cele mai importante vorbe de tată din istoria limbii române până în prezent. Și e și Sergiu din Pipera cu noi. Da, da. Poate dau cu mine în tine. Poate, da, da, da. Și pe aia, nu știu cum să zic, dar răspunsul e, ai călcat pe o broască? Aha, da. Știu. Ce înseamnă asta? Pardon. Pardon. Da. În loc de pardon, practic. Da. Exact. E un fel de da.
Ne-ați ajutat foarte mult și vă mulțumim. N-ai capul mare, tati, du-te și cumpără 5 kg de ceapă cu căciula. Bun. Mai este aia cu pantofii, cu ce pantofii aia sunt aia doar de dus. Te scurt pantofi de mort. Da, da, da. Dacă îți dau una după ureche, îți sună ocupat o săptămână. Bun, îți dau una de țintre cu plajul. Asta nu. Îți dau una de ți-aplaudă urechile. Da, 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 da. Da, o să te bat până scot om din tine. Mai știu una. O să te bat până se schimbă banii. Vorba multă, ochiul vânăt. Mai e o vorbă. Da. Îți dau una de te plictisești în aer. Da, eu te-am făcut, eu te omor, e altceva. Și știți cum se ura noroc? Cum? Vedea-te și în vitrină, la loto. Wow! Mai știi, da, că se puneau poze cu câștigătorii? Da, 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 da. Taci, te-am întrebat. 0729001122. Dacă vă mănâncă puțin carcasa, scrieți aici. Te bat cu butelia udă. Aoleu, cum? Doamne. Te bat cu scaunul. Replici de tată din toate timpurile. Îți dau una de ți-amestec gândurile. Ok, te bat de-ți merg fulgii. Mie îmi plăcea foarte mult aia, ți-ai cam luat nasul la purtare. Hai mai repede când ne apucă dezarmarea nucleară. Asta mi se pare mișto. De mult. Bine, cum e și aia, hai mai repede că închide la non-stop. Tu așa. Să taci când vorbești cu mine? Da. Apropo de taci, te-am întrebat ceva. Mai era o glumă, nu mai știu, un comediant străin care zicea că cel mai bun nume de câine este Șezi. Șezi, vino aici. Șezi. Da. De eroare. Aoleu, asta e urât. Știi că eu i-am auzit de un câine pe care îl chema Kinky. Wow, mișto. Și era strigat Kinky, mă, tu n-auzi? Și m-am gândit că mă, tu n-auzi e un nume foarte bun de câine. Și de copil. Da, da. Dar câinele ăla pe care îl chema așa avea lesă din aia de piele așa și cu țepi și cu... Nu, tocmai că era un pichinez îngrozitor, da. Probabil că era Kiki, dar în pronunța doamna cu nu, poate vorbea italiană cu el. Uite, asta nu mai știu dacă ați zis-o careva cu n-ai tu școală câtă vacanță am eu. Da. Da, și nu mai dormi ca valiza în gară. Iată. Asta ne-aduce aminte de copilărie. Fugi la magazin și iau pâine. Păi dăm bani. Păi bine mă, cu banul, orice prost poate să cumpere. Stai puțin. Ce? 4 lei? Ce să faci cu 3 lei? Dăm 5 lei. Îți dau 2 lei? Nu. Nu-ți ajung 2 lei? Iau un leu și adu-mi rest. Exact. Da. Și când n-aveai chef să asculți pe cineva, era aia cu vorbește în pungă, că te ascult eu mai încolo. Da. Minunată de așa asta. Eu la vârsta ta aveam 9, când tu aveai 8, eu aveam 9 câți ani. Ai? Da. Câți ani ai? 8. La vârsta ta eu aveam 9. Da. Ce ceva ce nu se poate? Nu, ceva care să-i spunem, nu se ajută. Da, îmi pare rău, dar nu... Nu. Da, nu se poate, dacă poți ne spune asta, mai vorbim și noi între noi. Ai 7 clase cu alea de la tren. Ți s-a făcut de pâine cu vin la ochi. Asta eu nu știam, sincer. Da, chiar se punea. Da. Stai cu minte că altfel te țin în puf. Lăudat al popa în curte. Aș plânge, dar nu mă ajută ochii. Așa. Hai să-ți văd mersul din spate. Da. Caută în altă cameră. Așa. Comunicare, nene. Da. Nu mă bagă. S-a făcut de sânge în nas. Vrei să-ți dau o palmă cu piciorul. Așa. Văd mai eu ăla venind spre mine. Lasă așa.
Trezește-te, bă, să vezi cum dormi. Bun. Vai de capul meu. A, nu. Dă-i cu praf de mers? Da. Da, 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 și asta eram. Așa, îți dau una de umbli dezgropat? Gândește că de-aia ți-a dat statul cap. Vorbe de tată de la începutul și până în prezent. 0729 00122. Aoleu, cât de urât e asta. Hai, simplifică peisajul. Cineva a luat bacul. Da, da. Poate te mănâncă pielea și vrei să te scarpini? Da. Plimbă ursul că ruginește lanțul. Cântă la altă masă că n-am mărunt. Ce dor de măr ras cu biscuiți. Că te las fără din țingură. Așa. Te bat cu butelia udă. Da, 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 da. Fama să-mi fie dor de tine. Da, da, da. Neapărat. Pune mâna și gândește. Vezi că nu-i suc, e țuică? Da. Bă, da. Îți umplu chiloții de șuturi. Aoleu. Mă, tu vrei să vezi ambulanța pe interior? O, oh, Doamne. Mi-a plăcut aia cu un aia capul mare. Du-te și ia 5 kg de ceapă cu căciula. Vai, vai, vai. Da. De ți-am zis, oare ți-am zis eu bancul ăla cu Ionel care se născuse rotund ca o bilă? Și mă rog, mai avea niște frățiori mai mari. Am explicat la maternitate, e absolut normal, doar că n-are corp. Și a crescut Ionel, s-a făcut măricel, așa, au trecut ani, vorbea deja, era vesel, se juca în casă și era Crăciunul. Și a venit moșul, au cântat colinde, au spus poezii și el și frații lui și au venit cadourile sub pom și toți copilașii s-au repezit să-și desfacă să-și desfacă cadourile. Așa. Și Ionel, mă rog, singur, că frații lui erau ocupați să-și deschidă singur cadourile, a chinuit așa, a tras cu dinții de panglicuța de la cadou, a desfăcut până la urmă, avea deja 5 ani, crescuse, era mare, vorbea corect, se pregătea să meargă și la școală și a zis, a, mă, era puțin peltic, știi? Și a zis, a, mă, toticule, ia-ne-ți căciunită. Așa. Foarte bună asta, nu mai semnaliza dacă ești prost. Ai cap doar ca să nu-ți plouă în gât. Și totuși să nu uităm că a existat o vreme în care părea acceptabil să-i spună un tată unui copil, dacă plângi te bat mai tare. Morning Glory, Morning Glory. E deștepți ascultătorii. Și ne-ați ajutat foarte mult pentru că în mod normal puteam să vă dăm un șut de să vă scoateți chiloții din fund cu patentul, da? Da. Și sunteți deștepți de vă curge salivă din gură. Nici un pic de milă. Am crescut într-o lume zero. Zici că e Berceniu, marginea Berceniului. Dar așa era toată România. Am un prieten dentist, vrei să-l cunoști? Bun. Ți-e cald cu dinții în gură? Da, da, da. Ți-e dor să râzi în Batistă? Aoleu, cât de urât e asta. Da, 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 îți dau una de te refuză la 5 spitale. Îți dau una în cap, o simți încălcâie. Vezi că îți umflu dioptriile. Te bade, te ascult cu oglinda. Da, da. O iei ca măcar un pantă. Da. Vrei să pleci cu 3 pantofi? 2 în picioare și 1 în fund. Vorbe de tată la Morning Glory de la începutul și până în prezent. Ok. Prefăte că ești o foarfecă și... Taie-o. Prefăte că ești un elastic și întind-o de aici. Da, întind-o. Da, da.
Păi frate că ești gumă și șterge-o. Da, așa. Așa dacă putem să... La mintea ta mai pun 5 bani și iau o cretă. De-aia e cap, să nu te plouă în gât. Exact. E important să... Când vrei să vorbești cu mine, te sun eu. Da. Ia să vedem. Stai. Oh my God. Îți dau una de... Îți fac zâmbetul tablă de șah. Îți fac zâmbetul pian. Da, 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 da. Bună dimineața, s-a trezit mustața și a băut o bere și la revedere. Bun. Foarte frumos. Sunt multe. Bun, bun bă ăsta. Număr încet că nu-i concurs. Asta era la orice. Da. La orice. Mănâncă încet că nu-i concurs. Da. Da. Așa. Pun eu mâna pe tine. Ai cap rotund cu mintea în colțuri. Da. Da. Și că practicam rugby și după un meci mai dur am ajuns acasă destul de șifonat. Capul spart, un ochi vânăt și julit pe toată partea dreaptă. Știa că mi s-a uitat la maică mea cum mă peticea și întreabă, îl mai reparăm pe ăsta sau facem altul? Că n-a picat bine, pentru că mai avem deja 4 frați. Foarte mișto. Te strâng dinții? Da, sunt multe variante astea. Da. Ți-e calcul din singură. Ești deștept de dai în gropi. N-ai nimic între urechi. Da. Da, în general multă violență, da, superioritate, da. Adică bullying curat și amenințări deloc voalate, aș zice eu. Te bat până faci pe tine, după care te mai bat o dată că de ce ai făcut pe tine. Da, mă, dar e tata. Da. Da. Ți s-a făcut doar de mâncarea de spital? Și asta era, da, da. Poate ai treabă și te rețin. Ce deștept ești și nici n-ai capul mare. Ce te uiți ca Buchan Horn? Buchan Horn? Buchan Horn. Asta e un munte. Când te trântesc o dată feți. Asta e mai de la țară, da. E din mediul de crescători, da, de animale. Vrei să-ți fac ochii ca de panda? Dacă îți dau una la a doua, ești absent. Prefăte că ești albină și, Sergiu? Și? Roiu! Roiu! Poate ieșim la un Chico. Da. Când ești prost, e bine să stai acasă. Stai. Da. Dacă pun mintea ta la o vacă, paște pe asfalt. Bun, bun. Hai să încheiem aici. Voi continua să ne scrieți. Noi atâta vă duce capul. Și cum am zis că încheiem? Cum am zis, mă? Cri-cri, da. Nu mai știm, nu? Nu mai știm. Era ceva de la revedere. Mă, Silvia, nu ți-ai să notezi? Păi notez, dar asta a dat-o Sergiu. Am zis, dar cine mai... Dar cine mai știe? Noi... Dau în tine ca în gardul miliției. Aoleu. Stai. Dansezi sau așa mergi tu, nu? Hai să ne culcăm, că poate domnii vrea să plece. Nu e aici. Era pe aici pe undeva. S-a mai fi scris ceva. Gata, știu. Zi. Ce? Păi nu pot să o zic pe post, că încheiem cu ea, nu? Încheiem cu ea. Păi încheiem și, cu ea. Și încheiem de celor tot? Care, nu știu, așa, au dat drumul mai târziu la aparate. Așa. Rewind. Da. Așa. Dimineața era când ne-am trezit noi. Mulțumim foarte mult, Rock FM. Mulțumim, Silvia, că ne-ai adus aminte. România, mulțumim Silvia din Năvodar, Sergiu din Pipera, Muhăi din prelungirea Ghencea. Mulțumim. Și Dragoș din Valea Stânii, Răzvan de la Brăila și cam atât, nu? Mulțumim Ciprian Muntele, că o să ne ajute
la greu, când o să mai avem noi câte o vacanță, până când o să intrăm de adevărat în vacanță. Și vă lăsăm puțin cu Radu Paraschivescu, puțină muzică, apoi urmează Ciprian Muntele, Boariu, mă rog, deci, na, mă rog, înțelegeți, nimic bun. Dar atât s-a putut și mai aveam să vă spunem la revedere! Și vă dăm întâlnire luni, muzica voastră preferată, cu domnul nostru Marcel Iureș, da, care vine să vorbim cu adevărat despre lucrurile cu adevărat importante. Și să vedem cum o să spună el. Cine v-a lucrat aici? Ăsta e Șerban Pavlu, foarte bun. Da, foarte bun Șerban Pavlu. Și bineînțeles, adaug tradiționalul o cafea, un gând curat și un weekend minunat. La revedere! Glory, morning glory, înflorește pomișorii.